aici. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la audiție de colecție a serviciului de noapte cu și despre oamenii din spatele microfonului. Rămâneți cu noi, vă invităm la o ediție interactivă a serviciului de noapte, unde așteptăm și mesajele ascultătorilor. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Dragi prieteni, sunt Maria Țoghină și, ca de obicei, lunea după știrile de la miezul nopții, stăm de vorbă aici, la serviciul de noapte. În această ediție continuăm să aniversăm împreună ziua radioului. Vă provocăm la o extra sărbătoare, 24+2 ore despre radioul public, amintiri și provocări. Ascultători și jurnaliști, voci care țes împreună povestea celor 93 de ani de la primul semnal transmis în eter. Clipă de clipă împărtășim cu voi informația corectă îmbrăcată în muzica timpurilor. Ce înseamnă radioul pentru oamenii microfonului? Ce amintiri legate de radio au ascultătorii? Deschidem serviciul de noapte pentru urările ascultătorilor și poveștile neștiute ale jurnaliștilor îndrăgiți de public. Daniela Mihai Soare, Ana Maria Cârstea, Cătălin Cârnu și Ciprian Sasu. Este o ediție de colecție a serviciului de noapte. Rămâneți deci pe frecvența Radio România Actualități. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. De ziua radioului public, vocea ta se aude la radio, la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. Primim mesajul tău și îl transmitem în direct. Ce înseamnă pentru tine, ascultătorul Radio România? Ce amintiri radiofonice speciale ai? Ce îi urezi domnului radio la 93 de ani? Așteptăm mesajul tău la 021 312 1054 sau 021 312 3644. Repet numerele de telefon: 021 312 1054 sau 021 312 3644. Mesajele SMS le puteți trimite la numărul 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină, acolo unde ne puteți urmări în direct live video. Redescoperim în următoarele 2 ore povestea magică a radioului. Care este secretul succesului radioului public? Cine sunt jurnaliștii care zi de zi se pregătesc, documentează, redactează fiecare subiect pentru a vi-l oferi dumneavoastră, ascultătorii noștri? Cât este muncă și cât talent în această frumoasă profesie de jurnalist radio? De ce ai nevoie pentru a face performanță? Și ce are el, radioul, atât de special încât fiecare dintre invitații acestei nopți s-a îndrăgostit pe viață de el? Vă provoc deci la un dialog despre trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul radioului public. Invitații nopții sunt Daniela Mihai Soare, realizatoarea emisiunii Între Prieteni. Bun venit, Daniela, la o emisiune de noapte. Bună dimineața! O să spun așa, nu de alta, dar eu sunt învățată cu această formulă. Mă bucur, este o experiență interesantă. E prima oară când eu intru prin Zoom la radio. Mulțumesc, Maria, pentru invitație. Mulțumesc tuturor celor care sunt acum pe frecvență. Și știu că uneori oamenii poate sunt printre ei care au decis să meargă mai târziu la culcare doar să asculte această emisiune și cred că acest lucru ne onorează pe noi toți. Cea de-a doua invitată a nopții este Ana Maria Cârstea, corespondent local Radio România, corespondent pentru județul Vâlcea. Ana Maria, bun venit și tu la serviciul de noapte! Bun găsit tuturor! E o ocazie unică de a spune la această oră bună seara celor care ne ascultă. Recunosc că la această oră în direct n-am intrat niciodată la radio, dar e o mare bucurie pentru mine și sper ca cei care ne sunt alături să ne rămână aproape până la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumesc că este alături de noi de undeva destul de departe de București, realizatorul matinalului și comentatorul sportiv Cătălin Cârnu. Bun venit la serviciul de noapte, Cătălin!
Bună dimineața matinalilor! Este trecut după miezul nopții. Să știi că mă amintesc acum de emisiunea lui Paul, Noaptea Albastră. Asta pentru că le-am auzit și pe Daniela și pe Ana Maria ceva mai devreme, spunând că sunt în premieră treze la acest tronson orar. Pentru noi nu e o premieră. Pentru noi doi. Legat de radio. Așa este, Cătălin. Trebuie să ne mărturisesc ascultătorilor că te-am urmărit ceva vreme și după ce te-ai întors de la Olimpiadă. Mi-ar fi plăcut să facem și atunci o emisiune despre cum a fost Olimpiada de anul acesta, dar ai revenit așa direct la microfonul matinalului și știind că lucrăm într-o perioadă destul de dificilă și cât de aglomerat este totul, încât nu am îndrăznit să mai pun și această presiune pe umerii tăi radiofonici. Dar iată te rog că... Te rog să încerci, amintirile sunt încă vii. Corect, atunci. O să vină și momentul în care să invit echipa de jurnaliști sportivi care a fost la Olimpiada de la Tokyo și cred că putem să ne amintim cu plăcere de nu doar de Olimpiada de la Tokyo, ci și de alte Olimpiade, astfel încât oamenii să înțeleagă câtă muncă este în spatele unui minut pe care îl transmitem la radio de la Olimpiadă. Cel de-al patrulea invitat al nopții este desigur cel care... ne face, ne aduce și care până la urmă răspunde de știri. Nu este el singurul realizator de la Camera Știrilor, este unul din echipa colegilor mei de la Camera Știrilor, este Ciprian Sasu. Bun venit, Ciprian! Româna Maria, mulțumesc mult pentru invitație. Mă simt onorat să fiu în această emisiune pe care o urmăresc atât live cât și în intervențiile de pe internet. Ca să fiu și eu în ton cu colegii mei, am lucrat de noapte la viața mea și a fost o experiență tare interesantă. Și în plus de asta mă mai prinde și în restul timpului, mă mai prind ore din astea mici treaz. Și după părerea mea e o ocazie foarte bună de a discuta, pentru că parcă și energiile și zenul e un pic mai mare și totul, receptivitatea oamenilor e alta. Deci cred că e o ocazie oportună și un moment oportun să purtăm această discuție. Mă bucur că simțiți așa. Pentru mine întotdeauna apropierea zilei de 1 noiembrie este un prilej de a discuta cu colegii de la radio despre ceea ce înseamnă radioul public, pentru că multă lume spune, domnule, totuși o zi întreagă în care vorbim despre radio, în care primim mesaje, dar sunt alte 364 de zile din an în care vorbim despre alții. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în țară, vorbim despre ceea ce fac alți oameni în România sau peste hotare și niciodată nu apucăm să vorbim despre ceea ce facem noi pentru ascultători. Și poate că, într-adevăr, această sărbătoare a radioului public, pe care noi o simțim ca pe o sărbătoare specială, de fiecare dată, chiar dacă nu pare așa, eu sunt convinsă că în sufletul nostru și gândul nostru este întotdeauna către ascultător, pentru că noi nu am avea această sărbătoare dacă nu ar fi îndreptată cu întreaga noastră energie către ascultători, pentru că până la urmă ei sunt cei care confirmă povestea Radio România. Avem deja niște mesaje de la ascultătorii, salutăm și pe cei care ne urmăresc pe Facebook. Iată, sunt ascultători care își amintesc de emisiunile Noaptea Albastră, discoteca Amor, Radio România Tineret 3. Alina Chiriac Hivașcu ne-a scris: la mulți ani, dragi oameni de radio. Costică Ionițescu ne urează la mulți ani. Nicolae Ilie de asemenea, Ion Pascu. De asemenea, mai avem un mesaj foarte special pe care l-am primit chiar în debutul emisiunii de la medicul Cristina Berteanu. O să citesc acest mesaj pentru că pe mine m-a emoționat. Toți și fiecare în parte ne regăsim într-o România noastră. Pentru unii România înseamnă oamenii dragi, pentru alții locurile de poveste. Pentru o parte dintre noi o stare de spirit de bine sau poate toate la oaltă. Și din fiecare Românie sunt oameni care reușesc să surprindă tot ceea ce este mai frumos. Maria Țoghină face parte, îi mulțumesc Cristinei Berteanu pentru acest gând, face parte din această categorie, profesionist al radioului, prieten de o calitate morală cum rar întâlnești și un om care mișcă România într-o direcție frumoasă. Astăzi, de ziua Societății Române de Radiodifuziune, îți spun la mulți ani, Maria, felicitări pentru tot ceea ce faci. Îi mulțumesc și eu medicului Cristina Berteanu pentru acest mesaj și pentru că într-o perioadă aglomerată pentru tot personalul medical și a găsit timp să ne transmită acest mesaj. Pe parcursul zilei, de altfel, am mai avut medici care au transmis mesaje către Radio România. O văd pe Daniela că zâmbește, profesorul Dan Mischianu,
medic militar, ne-a transmis de asemenea și el un mesaj de ziua Radio România. Au fost multe, multe astfel de mesaje. Aș vrea să începem cu începutul și să vă întreb pe voi cum a început povestea cu radioul public. Și o să rog pe Daniela să deschidă dialogul acesta, să ne răspundă la întrebare. Cum a început, Daniela, pentru tine această poveste cu radioul public? Era în anul 1999, eu lucram la un post de radio privat la mine în oraș. Eu locuiam atunci în Călăraș și într-o zi trebuia să învăț pentru examenul de filozofie. Evident că eu tot timpul învățam cu radio deschis și am auzit vocea unui crainic care anunța, se scot la Radio Jurnal, și Ciprian zâmbește în momentul ăsta, 5 posturi de redactor. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că aș putea lucra vreodată la radioul public, așa că din start am zis nu. Noroc cu tatăl meu care era prin preajmă și a zis, ba da, o să te duci la concurs. Și am zis, nu o să mă duc la concurs, pentru că totuși vorbim despre un post public de radio. Ce fac eu? E un fel de joacă. Eram DJ, practic prezentam niște piese de pe niște CD-uri și din când în când mai citeam din diverse ziare informații scurte, așa încât să produci o stare de bine ascultătorului. Și a fost obligată să particip la acest concurs. M-a trezit tata dimineață, vrând nevrând m-am dus la gară, m-a urcat în tren. M-am dus la radio, am dat mai întâi o probă de voce. Surprinzător pentru mine, eram deja cu vocea cât de cât lucrată și cu experiența unor ani în radioul privat. M-au primit și la proba a doua, care proba a doua era un pic mai grea, trebuia să faci un comentariu politic, trebuia să faci o știre de pe Reuters sau de pe France Press și la final era o discuție cu o comisie din care făceau parte la acea vreme oameni pe care i-am pierdut, dar ne mai gândim cel puțin din când în când. Domnul Naci era în acea comisie cu care eu am dat examenul. Evident că rezultatele nu s-au afișat imediat, așa că am plecat acasă foarte liniștită și mi-am văzut emisiunile postului local de radio Voce Scampi, unde eu lucram. A trecut o zi, a trecut două, au trecut și trei zile și știu că într-o dimineață am primit un telefon. La celălalt capăt al firului era o altă persoană, din păcate am pierdut-o, e vorba despre domnul Ștefan Mădan, secretar la Camera Știrilor, care mi-a spus, domnișoară dragă, veniți sau nu veniți? În cazul în care nu veniți, să luăm următorul candidat care era pe listă. Mi-a zis că este de la Radio România Actualități și că mă așteaptă să încep de pe 15 iunie serviciul la Radio România Actualități. Pentru că nu știam dacă să mă bucur sau să... Într-un fel eram și emoționată, eram stresată pentru că nu știam ce presupune să fii prezentator de știri la Radio România. Și cred că așa a început cea mai frumoasă aventură a vieții mele, pentru că aici, la radio, l-am cunoscut pe viitorul meu soț și așa s-a întemeiat o familie, o familie a mea personală, dar și o familie a tuturor, pentru că de fiecare dată... Asta mă bucură, pentru că îmi dau seama că nu sunt singura care mi-am cunoscut soțul aici la radio și probabil că nu suntem nici ultimele, nici singurele, nici ultimele. Da, și într-un fel să evităm speculațiile că ne aducem rude, mame, tați sau soți. Nu, poveștile sau familia au fost întemeiate în urma unor povești care s-au întâmplat între oameni. Eram foarte tineri în acea vreme, acum vorbim de 20 de ani, da? Acum 20 de ani în urmă, pur și simplu așa s-au format familiile de la radio. Colegi de radio în care trebuia să te întâlnești unul cu altul, să vorbești, să schimbi, nu știu, poate câteva lucruri care țineau în primul rând de meseria ta de jurnalist și probabil că așa au trăit și o să trăiască mulți oameni, nu numai în Radio România, ci și în alte locuri unde... Aceleași povești frumoase. Cătălin, pentru tine cum a fost? Cum a început povestea ta cu radioul public? Îmi amintesc anul în care ai venit la radio, aveam deja o vechime de 3 ani în radio când ai venit tu. Da, înainte de toate îi lansez lui Ciprian încă de pe acum un gând bun. Poveștile de dragoste, uite că se scriu în radio, așa că mai are timp. Sper că nu o să mai aștepte foarte mult. Da, cred că eram în Politehnică și unul dintre prietenii mei care era deja în radio la înregistrări, la tehnic, mi-a zis să scot posturi, uite dacă te interesează. Îmi amintesc de examen. Au fost 5 subiecte de fizică. Ca la bacalaureat, exact. Da.
cu probleme... Cu probleme de rezolvat. Exact, și cu Soli Angel, dacă mi-amintesc bine. Așa este, domnul Angel, domnul inginer Soli Angel. A fost primul meu șef în radio, primul nostru șef în radio. Nu mai știm nimic de el. Dragostea însă pentru radio începuse cu ceva vreme. Cred că era în clasa 5-a, e o povestioară, voi fi cât se poate de scurt și de concis. Era în clasa 5-a, juca Dinamo un meci în Italia, undeva spre miezul nopții și aveam un tranzistor. Ascultam transmisia lui Ion Ghițulescu și l-aveam supernă. La un moment dat, când Dinamo egalează, 1-1 s-a terminat, îmi amintesc și acum Augustin, am dat radioul mai tare și m-am bucurat. M-a auzit aici din camera cealaltă, Dumnezeu să-l odihnească. A venit la mine și mi-a zis ce faci, că mâine dimineață la 7:30 te duci la școală. Și cu radioul așa strângându-l la piept, mai un pic până la finalul meciului și chiar aș vrea să aflu. M-a lăsat să ascult partida. A doua zi simte că a venit la școală, a stat de vorbă cu dirigintele să vadă exact care este situația. Și după aceea am rămas fascinat de radio. Și poate vă amintiți și voi de celebrul radio, era foarte mic, Radio RIC. Radioul RIC am avut și eu. Exact, îl aveam în clasă și ascultam dimineața dedicațiile muzicale în timpul orelor. Da, sunt primele imagini pe care le am în acest moment, amintindu-mi de începuturile de radio. Și mai era o întrebare celebră atunci când mă pregăteam și de treapta întâi, mai mereu părinții și rudele mă întrebau ce vrei tu să te faci când vei fi mare. Răspunsul era așa, ori aviator, ori să lucrez la radio. Nu mă gândeam că voi ajunge vreodată comentator sportiv, de exemplu, sau că voi avea șansa să realizez matinalul, dar erau două dintre răspunsurile pe care le aveam. Ana Maria, pentru tine cum a fost? Pentru mine, povestea cu radioul public începe undeva la Sibiu, acolo unde eram student la Facultatea de Jurnalistică, dar specializarea comunicare și relații publice, fiind ultima generație cu 4 ani de facultate, în ultimii 2 ani trebuia să alegem între radio și TV. Am ales radioul, iar domnul profesor de acolo, Sorin Grad, căruia îi mulțumesc pentru că spun așa că acum pot să spun că a avut mână bună, a fost cel care a spus tu ai voce de radio și dacă ți-ar plăcea să vii să faci voluntariat aici în studioul Radio Școală, Radio Antena Sibiului. Și am fost vreo 2 ani de zile acolo, după care următorii 2 ani am intrat în echipa radioului Antena Sibiului, ce a fost creat ca spațiu de emisie mai mare în perioada în care Sibiul a fost declarat capitală culturală europeană. Mi-amintesc acel proiect pentru că l-am sprijinit, a fost un parteneriat cu Universitatea din Sibiu pe care l-am sprijinit atunci și un post cu care mă mândresc și acum. Exact, a fost un exemplu și un locul de unde am pornit până la urmă, pentru că în momentul în care am terminat facultatea, exact cum spunea și Daniela, mă duceam spre casă și am auzit la postul regional de aici, din zona Olteniei, Radio Oltenia Craiova, că se scotea la concurs postul de corespondent pe județul Vâlcea și eram cu mama și am zis, știi că aș încerca, n-aș avea ce să pierd altceva și atunci era domnul Daniel Ruse și doamna Doina Jalea, cei care au fost în comisie, dar și domnul Stanciu, care a fost înaintea mea corespondent pe județul Vâlcea la Radio România Actualități și mi-aduc aminte cu drag de domnile lor că încă de atunci mi-au dat încredere. Exact ce spunea și Daniela, răspunsul nu s-a dat imediat, a venit la câteva săptămâni după, în momentul în care m-a sunat domnul Daniel Ruse și m-a întrebat, vrei să vii la București, să dai probele, să vedem dacă meriți să fii în continuare pe acest post. Și de aici a început povestea asta care mie, cred că și colegilor mei, ne curge așa prin vine și până vom închide ochii, nu se va închide niciodată, nu se va pune punct. Mulțumesc, Ana Maria. Este interesantă perspectiva ta de corespondent local. Voi, într-un fel sau altul, sunteți... micile noastre antene în teritoriu, sunteți de cele mai multe ori singuri, trebuie să vă descurcați cu toate problemele, nu aveți la cine să apelați, nu aveți o infrastructură, nu aveți o echipă care să vă susțină, sunteți voi și inginer de sunet și tehnician de înregistrări și editor și producător, tot ceea ce trebuie și, dacă se poate, 26 de ore din 24 la datorie, ca în această noapte, cum facem noi această aniversare. Ciprian, la camera știrilor, cum să spun, niciodată toate știrile nu încap
în cele 24 de ore. Multe rămân pe din afară și se revarsă, iar voi trebuie să dați dovadă de o capacitate extraordinară de analiză, sinteză. Trebuie să fiți întotdeauna nu doar cu ora exactă, ci și cu știrea exactă, pentru că nu avem voie să ne dezamăgim ascultătorii. Îmi amintesc așa câte ceva din debutul tău la radio, dar te las pe tine, Ciprian, să ne spui cum a început povestea ta cu radioul public. Există posibilitatea de a repeta puțin ceea ce a spus Ana Maria, pentru că spre surprinderea mea ea a terminat aceeași facultate pe care am terminat-o și eu, respectiv jurnalistica din Sibiu, și atunci voi trece un pic în mai înainte cu amintirea și voi spune că undeva când eram foarte mic în satul bunicilor mei din comuna Beclean, exista un difuzor undeva în perete, un difuzor care transmita radioul fără să poți să-l oprești. Pur și simplu așa era forma aceea de transmitere a radioului. Se întâmpla undeva în anii 80 și țin minte că adormeam și mă trezeam ascultând știrile și emisiunile postului public de radio, fără să știu că sunt chestiuni pe care nu pot opri, de exemplu, acel difuzor. Pur și simplu el mergea acolo. Apoi au fost alte amintiri pe care le-am legate de postul public și uite, chiar mi-am amintit, astăzi am scris pe o rețea de socializare despre o amintire anume pe care am avut-o și cred că e bine s-o audă și ascultătorii noștri. Eram undeva în anul 1994, eram în clasa a 10-a și România tocmai luase bătaie la fotbal de la Suedia. Un meci foarte important, un meci cred că poate cel mai important al naționalei noastre de fotbal. Am fost la un pas de a ajunge în semifinale, eram foarte supărat, eram foarte trist și căutam un pic de alinare după înfrângerea pe care am suferit-o în fața Suediei și am ajuns să ascult postul public de radio, Radio România Actualități, unde a fost o emisiune exact ca a ta, Maria, în care s-a vorbit aproape toată noaptea despre acel eșec și m-am regăsit în ceea ce spuneau oamenii aceia și a fost unul din contactele importante pe care le-am avut cu postul public de radio. Apoi, pe foarte scurt, am făcut facultatea și eu de jurnalistică la Sibiu și am avut ocazia să fac practică la Radio România Actualități. Postul public de radio este recunoscut pentru faptul că primește tineri în practică, îi formează, îi inițiază în tainele jurnalismului, așa cum s-a întâmplat și cu mine. Am făcut acea practică și după aceea a mai fost doar un mic pas până am devenit angajat cu drepturi de pline, să spun, al radioului. Cătălin, vrei să spui ceva? Da, voiam să-i spun lui Ciprian, cu prima ocazie să-i fac cunoștință cu Florin Prunea. Da. El era în Poarta Națională în România, acum, pentru cei care nu și-amintesc. Pentru cei care nu și-amintesc. Exact. Da, este o amintire pe care nu o voi putea uita acum. S-a dus puțin după minge la faza respectivă. Mai avem mesaje de la ascultători, vom avea imediat în următoarele câteva minute chiar și intervenții în direct, dar până atunci, iată să mai citim. Cristi Horai ne urează la mulți ani, ne transmite respect pentru munca celor care lucrează la Radio România și ne scrie că este un șofer de camion peste tot împreună cu Radio România Actualități și când dorm radioul se aude. La mulți ani! Îi mulțumim și noi lui Cristi Horai și îi urăm drumuri bune, cum se spune. De asemenea, Alin Chirescu își amintește că aveam o emisiune de vineri care se numea Vineri Noaptea în direct. Într-adevăr, am avut mai multe emisiuni. Acum avem serviciul de noapte, avem și alte emisiuni. Alexandra Tara ne scrie: eu sunt Radio România Actualități. La mulți ani, Maria Țoghină, la mulți ani, Daniela Mihai Soare, la mulți ani Cătălin Cârnu, la mulți ani Ciprian Sasu cu vocea sa plăcută. La mulți ani tuturor, vă îmbrățișez și vă iubesc, sunteți minunați. Am suferit un șoc devastator, dar Radio România Actualități este alinarea mea, vă mulțumesc. Îi transmitem și noi multă sănătate. Adrian Monafu: îi salut cu mare drag pe invitații, în mod special pe Ana Maria Cârstea din Vâlcea. Suntem mândri cu așa vâlceancă. Adrian Monafu din Vâlcea. Florian
Ilișei ne scrie: Radio România Actualități, vă ascult de 12 ani chiar în fiecare zi și la muncă atunci când pun gresie sau faianță, vă ascult cu mare drag. Felicitări și la cât mai mulți ani înainte. Le mulțumim tuturor celor care ne transmit mesajele lor. Ce să spun acum, trece timpul, zboară, mai avem și alte câteva mesaje, însă știm cu toții că pentru mulți artiști îndrăgiți de public, Radio România însemna prima și cea mai constantă scenă pe care s-au lansat, scenă care le-a deschis calea succesului. Unul dintre acești îndrăgiți artiști este și cantautoarea Zoia Alecu, cea care ne-a surprins transmițându-ne următorul mesaj. La mulți ani, Radio România, pentru cei 93 de ani de existență fabuloasă, alături de cei mai reprezentativi oameni din cultura românească, fie ei muzicieni, fie ei oameni pur și simplu de cultură, vă doresc viață lungă și tot ce este mai bun, cu atât mai mult cu cât mi-ați fost poate cei mai apropiați prieteni de-a lungul vieții mele artistice, care nu este scurtă. Anul acesta, în luna noiembrie, împlinesc și eu 48 de ani de activitate. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine, pentru cariera mea artistică, pentru felul în care m-ați promovat. Vă iubesc și vă doresc viață lungă. La mulți ani, încă o dată, Radio România. Zoia Alecu. Vino aici, spune-mi tot ce ai și de ce nu pot să mai stai. Lasă tot ce e trist în tine. Zoia Alecu, cea care ne-a transmis un mesaj care pe mine m-a emoționat, tocmai pentru că a fost surpriză. Am lansat pe Facebook invitația către ascultători să ne transmită mesaje și la un moment dat am găsit în mesajele private de pe Facebook acest mesaj foarte îngrijit redactat și scris așa cu sufletul: pentru Radio România îi mulțumim, Vino aici este una din melodiile mele preferate. Zoia știe acest lucru, pentru că are un mesaj absolut special și cred cel puțin că noi la radio, dacă dincolo de valorile tradiționale pe care le-am susținut de-a lungul celor 93 de ani de existență, cred că poate cea mai importantă valoare a noastră este aceea de prietenie, de a
avea această relație de prietenie cu ascultătorii, pentru că, sigur, suntem echilibrați, echidistanți, încercăm întotdeauna să fim obiectivi în tot ceea ce facem, dar avem întotdeauna grijă să-i avem pe ascultătorii noștri aproape și să ne facem prieteni. Să reamintim numerele de telefon la care ne puteți apela dacă doriți să interveniți în direct: 0213120154 sau 0213123644. Nu uitați, invitații acestei ediții speciale sunt colegii mei, Daniela Mihai Soare, realizatoarea emisiunii Între Prieteni, Ana Maria Cârstea, corespondent local Radio România, județul Vâlcea, Cătălin Cârnu, realizator matinal și comentator sportiv, și Ciprian Sasu, realizator la Camera Știrilor. Avem un telefon în direct, o salutăm pe ascultătoarea noastră, Dorela Alistar, bună dimineața! Bună dimineața, doamna, și bună dimineața și invitațiilor dumneavoastră! La mulți ani pentru cei 93 de ani de radio, în continuare încă de atât, dar și mai mult, eu pot să vă spun că ascult radio de la vârsta de 7 ani, când radio funcționa cu acumulator. Și când se descărca, se încărca din nou și mergea radio în continuare. Mi-amintesc de foarte multe emisiuni în decursul vieții mele. Regret că nu mai există emisiunea Sfertul Academic cu regretatul Paul Grigoriu și multe, multe alte emisiuni. Și regret că pe data de 1 noiembrie nu mai putem vizita radioul așa cum se întâmplau în alți ani. Dar să știți că le-am spus ascultătorilor, am deschis pe 1 noiembrie porțile sufletelor noastre pentru dumneavoastră. Măcar da, virtual da, ați fost da, alături de noi. Da, și am diplome și insigne de la radio, la ieșirea din holul radioului, ni se îmânau diplome de purtători de însemne ale radioului și dragostea noastră pentru radioul. Și avem aceste diplome ca amintire pentru viitorul celor care vor fi după noi și eu vă felicit și vă urez, vă urmăresc toate emisiunile de la radio și vă rog să-i transmiteți doamna Sovine și domnului Basarabescu că îi urmăresc emisiunea, domnului Rusu de joi noapte că știe că îl urmăresc, așa, și domnului Partoș de vineri noapte, toate emisiunile urmăresc teatru și tot ce înseamnă radio pentru mine este un medicament și un stimulator de viață. Mulțumim sănătoasă. Mult de tot pentru invitații noștri. Aveți o întrebare? Pentru invitații acestei nopți, aveți o întrebare? Pentru că știți, de regulă ei adresează jurnaliști. Da. Adresează întrebările în calitate de jurnaliști. Haideți să vadă cum e să fie întrebați ei. Vreau să întreb pe toți la un loc unde se văd dumnealor peste 20 de ani. Ce se va întâmpla cu radioul? Mulțumesc mult de tot, doamna Alistar. Și cu viața lor, sănătate și familii săraru, sănătate. O să transmitem, mulțumim mult de tot. Iată o întrebare pe care și eu aveam pregătită, doamna Alistar mi-a luat-o înainte. Într-o altă formă o vedeam eu pregătită, dar dânsa a fost și mai directă. Unde vă vedeți peste 20 de ani? Ce se va întâmpla cu radioul și cu viața voastră? Cine vrea să înceapă primul? Ciprian, încerc eu. Hai, Cătălin, atunci. Am făcut un calcul rapid, sănătoși, să ne reauzim, să ne revedem peste 20 de ani. Probabil venim de 1 noiembrie să vizitez radioul ca pensionar, ca bunic, pentru că știm cu toții și acest amănunt, radioul devorează la un moment dat, hai să nu spun neapărat realizatorii, dar își devorează mulți dintre oamenii care l-au iubit. Presa consumă, iar radioul cu atât mai mult cu cât clipa este efemeră și pune presiune. O să discutăm un pic, Cătălin, pe parcursul emisiunii despre presiunea pe care o resimte un comentator sportiv și un realizator de matinal. Daniela, peste 20 de ani? Eu mă văd intrând pe poarta radioului ca să mă reîntâlnesc cu foștii mei colegi și mai degrabă, poate privind fără niciun fel de urmă de invidie, privind către cei care vor fi atunci. Sper să fie niște fete drăguțe, frumoase, niște băieți inteligenți, așa încât radioul românesc să ajungă acolo unde, sau să se mențină măcar, acolo unde este locul. Acolo unde ne străduim noi să-l menținem acum. Ana Maria? Mai cât o bătrânică mai mică, așa, zgâbăvită printre pe holurile radioului. O să ne amintim de această emisiune peste 20 de ani. Ana Maria? Ana Maria, dacă ne auzi, dacă nu, Ciprian. Maria, și peste 100 de ani, dacă ar fi tot în Radio România, m-aș vedea, pentru că tu știi că am mai cochetat și cu alte medii de
presă și pot să spun acum cu mâna pe inimă că cel mai bine m-am regăsit și mă regăsesc la Radio România. Și în legătură cu partea a doua a întrebării ascultătoarei noastre, în legătură cu viitorul radioului, mi-ar plăcea să cred că radioul va exista în continuare, chiar dacă presiunea care se resimte asupra lui este destul de mare, presiunea internetului, presiunea altor mijloace de comunicare, însă iată că internetul există de atâta timp și ar fi fost o oportunitate cât se poate de plauzibilă să dispară poate radioul și televiziunea. Iată că nu s-a întâmplat și aș putea să spun că sunt mai în formă decât oricând altcândva. Sigur că poate se reinventează, poate există alte mijloace de transmitere a informației, însă cu siguranță cred că nu va dispărea radioul așa cum îl știm noi astăzi. Ana Maria, s-a refăcut legătura cu tine și acum putem să vedem unde te vezi tu peste 20 de ani. Unde va fi radioul public peste 20 de ani? Cred că iarăși nu reușim să ne conectăm. Nu știu ce se întâmplă cu internetul, dar poate refacem. Pedalul negru, cred eu că sunt probleme. Pedalul negru sunt probleme, am înțeles. Cred că internetul a poposit la dedulești, dar ascultându-l pe cimpă, aș vrea doar... Se aude? Te auzim, da. Aș vrea doar să-i răspund mai mult lui Cip. Radioul va exista, eu n-am dubii, indiferent de ce va fi de acum încolo. Uite, suntem în 2021 și avem emisiune la Radio România Actualități, folosindu-ne tabletele sau telefoanele. Sunt sigur că viitorul oricum va fi în era digitală cât de curând și mai apoi cine știe cum va progresa tehnologia, dar e o certitudine. Indiferent de ce va fi și cum va arăta lumea în viitor, radioul, pentru că e atât de simplu să transmiți în eter ceva, va exista și cred că va rămâne așa, un Highlander, un nemuritor, indiferent de toate mijloacele. Te rog. Că n-au reușit să distrugă sau radioul nu s-a distrus într-o 100 de ani, credeți că în următorii 100 de ani se va întâmpla acest lucru? Cred că nu. Nu știu, dar oricum o să vă țin eu la curent ceva. O să relatezi tu, Ana Maria, da. Reușim acum? Mie îmi place să cred că în era digitală radioul public va ține, așa va fi la înălțime și de această dată și dacă ar fi să vorbim de peste 20 de ani, îmi doresc doar să fiu sănătoasă, la fel de plină de energie și de ce nu? Chiar și aici la Vâlcea în continuare pentru a descoperi noi și noi povești, pentru că îmi place să cred că indiferent în orice colț al județului Vâlcea, mi-aș îndrepta pașii, găsesc în continuare oameni frumoși care au câte ceva de spus. Și să afle întreaga țară despre ei. Bineînțeles. Mai avem mesaje de la ascultători. Iată, Bogdan Mihăilescu ne scrie: la mulți ani Radio, Radio România și sănătate tuturor celor care lucrează în Radio România. Tatăl meu, Corneliu Mihăilescu, a lucrat mulți ani în radio, dar din păcate nu mai este printre noi de 16 ani. Dumnezeu să-l odihnească. Folosesc acest prilej ca să ne amintim și de o pierdere recentă suferită de dispariția colegului nostru Doru Dinu Glăvan. Foarte brusc și ne luăm astfel la revedere de la un profesionist al radioului public, un om care și-a dăruit întreaga viață profesiei de jurnalist. Regretăm profund faptul că nu mai este printre noi și vom difuza la un moment dat și emisiunea în care Doru Dinu Glăvan a fost invitat la Serviciul de Noapte, în care am discutat tot despre iubirea lui cea mare, Radio România, Radio Reșița și profesia de jurnalist. Cornel Costea îi răspunde lui Bogdan Mihăilescu și spune: bună seara, Bogdan, vocea tatălui tău îmi răsună și acum în urechi ce repede au trecut ani, un gând pios și o lacrimă de neuitare, toate cele bune. Avem un telefon în direct, doamna Marilena Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani, să fiți sănătoși cu toții, să vă ocrotească cel de sus și vă vorbește o persoană care ascultă radio de 71 de ani. Vă mulțumim și încă eu 71 având... de ani să fiți pe recepție, doamnă. Eu având cu 5 mai mult, pentru că la 5 ani ascultam emisiuni de radio, la radio cu galenă. Așa ceva nu mai există, sigur, de o mulțime de vreme. În schimb, există în expoziția pe care dumneavoastră o amenajați cu diverse prilejuri în holul
sări radio. Și asta este una dintre cele mai frumoase activități pe care le-ați patronat de-a lungul timpului. Mă gândesc la Gaudeamus, mă gândesc la concertele de la sala radio, mă gândesc la toate celelalte compartimente ale radiodifuziunii române, radio cultural, radio normal, actualitățile sunt la noi în casă, există trei aparate de radio. Unul este fixat pe cultural, altul pe muzical și, bineînțeles, cel care e în permanență deschis este cel cu actualități. Mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumim dragostea pentru gândul bun și încă 71 de ani pe recepție vă dorim. Oricum vă facem și noi un compliment și eu și colegii mei v-am ascultat cu mult interes și am constatat că aveți o voce radiofonică și foarte tânără. Mulți ani înainte cu sănătate. Mulțumesc frumos. Aștept 7 ani ca să fiu, adică nu aștept eu. Aștept să mă ajute, Doamne, să mai pot trăi încă 7 ani. Să fim împreună la centenar. La centenarul dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet, vă așteptăm, sperăm să treacă pandemia și să deschidem nu doar porțile sufletului, ci și porțile Radio România, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri în fiecare an. La început au fost cuvintele și după aceea muzica și an de an s-au adăugat noi forme de expresivitate radioului românesc. Poate cel mai pasional, cel mai intens gen jurnalistic radiofonic a fost încă din prima secundă de transmisie radio comentariul sportiv de la marile evenimente. Am așteptat cu nerăbdare, am sărit în sus de bucurie, am plâns de fericire, am cucerit medalii, am învins sau am pierdut, lipiți de aparatele de radio. Dar nimic nu se poate compara cu tensiunea unei transmisiuni sportive în direct. Cătălin, cum este în realitate? Cât de mare este tensiunea pe care o resimți în momentele cheie ale unei competiții sportive și care a fost pentru tine momentul de maximă încărcătură emoțională? Cred că atunci când am aflat că voi participa la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000... Era prima ta participare la Olimpiadă. Exact. Cu vreun an înainte când se făceau acreditările, m-au chemat, atenție, că tot l-am evocat câteva clipe și pe Cornel Mihăilescu, de exemplu, cabina radio de pe stadionul Oțelul din Galați poartă numele. Ei bine, m-au chemat atunci și haideți să ne imaginăm că i-ați cunoscut Paul Grigoriu, Octavian Vintilă, Teovarie Coca-Cosma, Ion Ghițulescu și Dan Voicilă, toți cinci stând, eu intrând în birou, hai să nu spun chiar timid, că aveam totuși câțiva ani de când îi știam, și mi-au zis, ți-e frică de avion? Și eu zic, nu, l-am mai încercat pe aici, pe acolo, prin Europa, bun, ok, atunci mergi cu noi la Sydney, la Jocurile Olimpice. Da, a fost o veste senzațională, grozavă. Și recunosc că mi-am amintit de copilărie, pentru că am ieșit din radio sărind așa de pe un picior pe celălalt. Și cum e? Cât de mare este tensiunea pe care o resimți în momentele în care realizezi o transmisiune sportivă în direct? Tensiunea și emoția vin de fiecare dată la pachet. Și atunci când deschizi matinalul, de exemplu, în fiecare zi, și atunci când rostești știrile, chiar cele sportive, de un minut și jumătate, două, și acum, după atâția ani, de fiecare dată când se aprinde becul roșu pe care l-ai și tu în față, am o tresărire, sigur pulsul îmi crește, dar momentele esențiale sunt atunci când într-adevăr vin și performanțele sau dezamăgirile. Pe scurt, când România marchează în ultima secundă a meciului sau când pierde în același moment al unei partide, atunci parcă toate cad așa peste tine să prăvălesc, trebuie să dau din cap, să traversez momentul, iar când lucrurile se îmbină fericit, bucuria ține și în miez de noapte. Cazul multor meciuri, că tot amintea Ciprian mai devreme despre acele partide memorabile de la Cupa Mondială de Fotbal din Statele Unite din 1994. Mulțumesc, Cătălin. Mai avem un telefon în direct. O salutăm pe ascultătoarea noastră, Rodica Hosu. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să încep cu urare. Să rămâneți mereu aceiași tineri frumoși, dragi nouă tuturor, informându-ne mereu prompt și oferindu-ne toată dragostea voastră, pe care noi o primim din tot sufletul, cu mult drag și pentru care vă mulțumim frumos. Mulțumim mult pentru urare și promitem că așa vom face.
aș vrea să trimit un gând așa pentru cei care s-au dus, ascult de foarte mult timp radioul, pentru Sorin Caraxeghi, Victor Spirache, Ana Maria Zaharescu, Dionisie Șincan, Șerban Iliescu, deci câțiva care îmi vin în minte și pe care îi ascultam. Și mai aveam o feblețe pentru, dar am un lapsus total, miercuri începea o la mials, începea totdeauna cu melodia Bilete pentru Paradis. Înțeles. Era împreună, făcea emisiunea împreună cu trimisul nostru de la, din Israel acum. Domnul David era. Ioan Ioan David. Colegul nostru. Așa. Și vreau să mulțumesc celor care sunt încă în viață, Violeta Andrei, doamna Foghianu, Octavian Vintilă, l-am uitat pe Paul Grigoriu, în primul rând, că Paul Grigoriu era sufletul nostru în fiecare dimineață, lui Florin Helmis, doamnei Doina Crețu și lui Viorel Popescu și tuturor celor de astăzi. Și aș vrea dintre să mulțumesc celor care trimit mesajele din teritoriu. Mă gândesc la Maramureș, că sunt maramureșancă, la Adrian. Mă gândesc la Adi Zalău Lungu, cum îi zice Cătălin. Mă gândesc la doamna de la Brăila, care, cea de la Alba, care cu un optimism extraordinar efectiv ne fac zilele frumoase. Mulțumim mult de tot pentru intervenție. Vă dorim și noi multă sănătate. Ne întoarcem la dialogul cu invitații acestei nopți. Am discutat un pic despre cât de dificil este să particip la o transmisiune sportivă în direct la radio, câtă tensiune, câtă adrenalină. Tot despre tensiune și adrenalină este vorba și în activitatea colegilor noștri care lucrează în cel mai fierbinte punct al radioului, Camera Știrilor. Apar știri de ultim moment care schimbă într-o secundă un buletin la care ai lucrat câteva ore, l-ai pregătit minuțios, apar transmisii în direct de la evenimente în desfășurare. Ciprian Sasu, povestește-ne despre trăirile jurnalistului de news, jurnalistului de știri. Cum este? Maria, sunt niște trăiri extrem de intense uneori, pentru că există vârfuri ale actualității care se transmit și în Camera Știrilor. Vreau să spun că colegii mei sunt extrem de bine pregătiți în ceea ce fac și reușesc să gestioneze cu foarte multă ușurință evenimente și situații care pot părea destul de imposibile. Și vreau să spun că niciodată nu s-a lăsat standardul, nu s-a coborât standardul, nu s-a lăsat garda sub un anumit nivel. Toată lumea și-a făcut treaba, chiar dacă aveam o zi mai grea sau eram mai obosit sau niciodată nu s-a coborât sub un anumit nivel și cred că acest lucru îl știm cu toții, îl știu și ascultători, îl știe toată lumea. Sunt într-adevăr momente de breaking news, sunt momente în care trebuie să dai dovadă de foarte multă atenție, de foarte multă stăpânire de sine. Și aș vrea să-ți dau și câteva exemple în acest sens ca să înțeleagă și ascultătorii noștri ce se poate întâmpla. De exemplu, uite, se întâmplă, să spunem, un cutremur și poate primul impuls pe care îl ai este să repede să te grăbești, să-l dai pe post, să vorbești despre chestia asta. Însă faptul că ai o anumită experiență, că ai un anumit background jurnalistic, te fac aceste lucruri să te gândești, mă, oare e bine să-l transmitem, oare nu cumva panicăm populația? Sigur că un cutremur îl transmiți, poate dacă se repetă de mai multe ori, ai grijă, te gândești un pic și la consecințele și la impactul lucrurilor pe care le faci. Și cred că ăsta este unul din marile avantaje ale muncii noastre, ale radioului public, spre deosebire de alte medii de presă din România, că știm cu toții
în ce climat mediatic trăim. La noi stăm și ne gândim mult mai mult la ceea ce înseamnă ascultătorul, la impactul pe care îl au informațiile asupra lui, la ce poate să însemne un lucru sau altul. Nu ne grăbim, nu ne sărim, nu ne panicăm. Avem, nu ne panicăm, întotdeauna... ca să transmitem doar de dragul senzaționalului și doar de dragul rapidității sau așa mai departe. Deci cred că ăsta este unul din avantajele noastre, pentru că spuneam și mai devreme, am lucrat și în alte medii de presă și vreau să spun că m-am lovit de multe ori de situația în care se lucrează pe principiul heirup, pe principiul instinct. Nu mai stai să gândești, nu mai stai să analizezi, operezi în funcție de instinctele pe care le ai. Și din punctul meu de vedere, cred că este nevoie să mai analizăm, este nevoie să mai gândim, să mai punem stop, să ne luăm o clipă de răgaz. Exact. Și după aceea vedem cum reacționăm. Ana Maria, exact. Pentru tine cum este? Pentru un corespondent local, viața este mai liniștită? Sau și la tine sunt momente în care simți că trăiești la limită? Sunt momente în care simt că trăiesc la limită, mai ales dau acum câteva exemple, gen alunecări de teren sau inundații, când toată lumea așteaptă de la tine și pentru că atunci presiunea e cu atât mai mare cu cât ești așteptat contra cronometru, parcă de multe ori, nu doar să relatezi în direct de acolo, ci și să înregistrezi cu oamenii de acolo, să sintetizezi exact ceea ce e mai important și ceea ce spuneați cu toții, să nu panicăm și să transmitem cât mai obiectiv ceea ce este în teritoriu. Iar în momentul în care știi că mai ai 10 minute maxim până când trebuie să livrezi materialul pentru a fi difuzat pe post, atunci parcă presiunea e și mai mare, cu atât mai mult cu cât știi că trebuie să fii atent la fiecare cuvânt pe care îl spui și îți asumi totodată ceea ce ai scris acolo, ceea ce ai transmis oamenilor, și presiunea vine cu atât mai mult cu cât poate sunt anumite evenimente în care participă diferite personalități de la centru, cum le spunem noi, care vin în teritoriu pentru a lua pulsul de la fața locului, și atunci parcă responsabilitatea e un pic și mai mare, tocmai pentru a transmite ceea ce este esențial din teritoriu. Sunt momente când simți așa că trăiești la limită, dar asta este mai presus de orice. Parcă asta e toată frumusețea. Mulțumesc, Ana Maria. Daniela, pentru tine lucrurile par mai simple. Doar tu ești zilnic între prieteni. Da, aparent par mai simple. Întreabă-mă dacă am dormit azi noapte. Pentru că, sau seara trecută, pentru că deja e o altă zi, suntem în 2 noiembrie, E palpitant în fiecare zi, chiar dacă aparent faci același lucru de fiecare dată, însă faptul că avem de fiecare dată un alt invitat îți dă o adrenalină, dar și chiar dacă nu s-ar fi întâmplat lucrurile astea, adică și că, exact așa cum spunea și Cătălin, inima începe să-ți bată un pic mai tare, chiar dacă ai în spate o experiență de aproape 25 de ani, când vezi becul roșu că se aprinde, devii un alt om, mult mai atent, îți controlezi cu atenție și gesturile, trebuie să te concentrezi la ceea ce spui și chiar dacă ești între prieteni, e o emoție frumoasă. Mulțumesc mult! Iată, Margareta Păslariu este vocea unei generații de aur, iar destinul ei s-a împletit cu cel al radioului public. Pentru serviciul de noapte, ea a transmis un mesaj special, o să-l citesc acum. În 1959 m-a adus la radio George Grigoriu. De atunci am înregistrat muzica pe meridianele lumii 6 decenii, chiar și în prezent. La mulți ani, cu porțile deschise. Mulțumim, Margareta Păslariu! Toamnă, pomii verzi, uite, ochii mei ți-i dau. Ieri spre seară, în vântul galben, arduri în genunchi plângeau. Lasă-mi, toamnă, cerul lin, fulgerând pe frunte. Se sfârșie. Lasă-mi, toamnă, zilor, nu mai plânge-n soare, fii în seara.
mă pe mine, mă-nserăiesc oricum. Lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrii propuși pentru cabinetul Ciucă nu vor mai fi audiați astăzi, deoarece liberalii au decis aseară în biroul executiv ca premierul desemnat să-și depună mandatul. Totodată, în biroul permanent național de astăzi, unde participă și liderii filialelor județene, se va vota dacă se va merge cu aceeași nominalizare pentru funcția de premier sau se va veni cu o altă propunere, a spus președintele PNL Florin Câțu. Având în vedere deciziile cele două partide, PSD și USR, BEX, i-a propus domnului Nicolae Ciucă, premier desemnat, să depună mandatul de premier desemnat. A doua decizie este aceea de a propune BPN-ul de a flexibiliza mandatul Partidului Național Liberal și de a începe negocieri cu toate forțele democratice în Parlamentul României pentru formarea unei majorități. Trebuie să existe responsabilitate pentru găsirea unei formule de majoritate consolidată, a spus și Nicolae Ciucă. Foștii parteneri din coaliție Uniunea Salvați România au arătat într-un comunicat de presă că soluția pentru ieșirea din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. După depunerea mandatului, formațiunile politice vor avea o rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Ministerul Sănătății continuă aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare asigurării asistenței medicale a pacienților cu COVID-19. Instituția anunță că a distribuit o nouă tranșă de 2154 de flacoane de remdesivir de 100 de miligrame în unitățile sanitare cu paturi care au un tratament bolnavi infectați cu SARS-CoV-2. Criteriile de repartizare medicamentului au ținut cont de necesarul minim de flacoane pe pacient tratat și de numărul celor internați confirmați în secții și în ATI, care necesită administrare conform deciziilor Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătății, se arată într-un comunicat. Prăbușirea unui imobil cu 21 de etaje aflat în construcție în capitala economică a Nigeriei, Lagos, s-a soldat cu cel puțin 4 morți, mai mulți răniți, iar 10 de muncitori de pe șantier sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă în timpul nopții și s-a deschis o anchetă privind cauzele prăbușirii. Astfel de evenimente sunt frecvente în cea mai populată țară a Africii, unde există o mare cerere de locuințe, iar regulile în construcții sunt des încălcate, scrie France Press. Bulgaria a trimis ieri 350 de militari la granița cu Turcia în sprijinul poliției de frontieră, confruntată cu o presiune imigraționistă în creștere, a anunțat ministrul apărării Gheorghe Panayotov într-un interviu televizat citat de France Press. Mai mult de 6500 de migranți, majoritatea originari din Afganistan, au fost arestați pentru intrare ilegală în țară în perioada ianuarie-septembrie, de 3 ori mai mulți decât în aceeași perioadă din 2020, potrivit Ministerului de Interne de la Sofia. Un gard din sârmă ghimpată, deteriorat pe alocuri, se întinde la frontiera bulgaro-turcă pe o distanță de 259 de kilometri. Datele meteo, vremea va fi în general închisă, astăzi va ploua în jumătate de sud-vest a țării și pe arii restrânse în rest, iar la altitudini de peste 2000 de metri se pot semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, cu 14 grade în capitală. Acum la București sunt 9 grade. Și sport cu Adrian Fetecău. Bun găsit! Conducerea clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain ia în calcul rezilierea contractului fundașului spaniol Sergio Ramos, fostul capitan al lui Real Madrid, care nu a apucat încă să debuteze în tricoul grupării din capitala Franței, scrie cotidianul Le Parisien. Ramos, în vârstă de 35 de ani, s-a despărțit în vară de Real Madrid, club cu care a cucerit 4 trofee ale Ligii Campionilor, semnând un acord pe 2 sezoane cu PSG. Internaționalul spaniol, cu 180 de selecții, nu a disputat încă niciun meci oficial la 4 luni de la sosirea sa pe par de prens, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat, iar responsabilii PSG iau acum în calcul varianta rezilierii contractului său. Clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur l-a demis ieri pe antrenorul portughez Nuno Espirito Santo, la doar 4 luni de la numirea sa în funcție, în urma eșecului suferit duminică pe teren propriu în partida cu Manchester United, scor 0-3, informează BBC. Tottenham a pierdut 5 dintre ultimele sale 7 meciuri în Premier League și ocupă în acest moment locul 8 în clasament, la 10 puncte distanță de liderul Chelsea Londra.
știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Am revenit în direct și continuăm să aniversăm împreună ziua radioului. Cum spuneam, vă provocăm la o extra sărbătoare. 24+2 ore despre radioul public, amintiri și provocări. Ascultători și jurnaliști, voci care țes povestea celor 93 de ani de la primul semnal transmis în eter. Clipă de clipă împărtășim cu voi informația corectă îmbrăcată în muzica timpurilor. Ce înseamnă radioul pentru oamenii microfonului? Ce amintiri legate de radio au ascultătorii? În direct la serviciul de noapte, jurnaliștii Daniela Mihai Soare, Ana Maria Cârstea, Cătălin Cârnu și Ciprian Sasu. 021-312-1054 sau 021-312-3644 sunt numerele de telefon la care puteți suna pentru a intra în direct. Așteptăm și mesajele dumneavoastră prin SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Iulian Gora ne scrie pe Facebook: la mulți ani, să ne trăiți că ne trebuiți. Sunteți grozavi din zori și până în seara și din seară până în zori. Vă ascult cu mare drag, știu după vocea auzită cât e ceasul și ce zi a săptămânii este. Mulțumesc, mulțumim și noi pentru mesaj. Lavinia Ungureanu ne-a transmis un mesaj: ce este radioul? Un prieten pe care îl ascult la muncă, gătesc cu el, muzica este ascultată pe fundal. Radioul și muzica sunt medicamentul perfect după fiecare despărțire. Radioul este partener pe drumuri lungi. Radioul aduce la oaltă oameni din toate colțurile țării și ale lumii. El atinge sufletul acolo unde cineva a fost rănit. Radioul este cel mai frumos medicament pe care îl poți administra sufletului și asculți muzică și nu zgomot. Mulțumim Lavinia Ungureanu pentru acest mesaj special. Gabriel Hamburger ne scrie: abia aștept ediția din această noapte. Daniela Mihai Soare îmi face diminețile speciale. Ionel Ciucă ne scrie cu urechile pe difuzoare. Maria Markvart, medicul Maria Markvart, ne transmite: la mulți ani cu emisiuni minunate și mulți ascultători. Alin Hălmăgean: la mulți ani, multă sănătate tuturor. Doresc ca Radio România Actualități să rămână imparțial. Aștept cu interes emisiunea din această noapte. Mihaela Lepădatu: la mulți ani, felicitări tuturor celor care au colaborat sau încă sunt prezenți la radio. Pentru mine cea mai plăcută amintire este legată de vacanțele la țară, unde nu aveam televizor și făceam treburile ascultând emisiunile, dar mai ales piesele de teatru. Ne întoarcem la dialogul nostru cu invitații acestei nopți și aș vrea să-mi spuneți legat de, cum să spun, de debutul vostru în radio, cine au fost cei care v-au inspirat, cei care v-au ajutat la începutul carierei? Ați avut un model? Haideți să vedem. Ciprian. Am avut mai multe modele, Maria. Vreau să spun că atunci când eram student pe băncile facultății de jurnalistică de la Sibiu, am avut șansa să o întâlnesc pe doamna Doina Jalea, care m-a ajutat să fac practică la Radio România și apoi să mă apropii mai mult de ceea ce înseamnă serviciul public de radiodifuziune. Deci dânsa mi-a fost unul dintre modele. Apoi s-a mai vorbit în această seară de domnul Paul Vigoriu. Am avut onoarea să-l cunosc și pe dânsul și să interacționez în câteva ocazii. Am rămas profund impresionat de felul în care era, de caracterul, nici nu știu dacă pot să-mi permit eu să-l caracterizez, de felul extraordinar în care se prezenta. Apoi, ce să mai spun, doamna Monica Miloșescu, doamna Rodica Amadoșa, doamna Maria Țoghină. Nu, trebuie să ne mărturisim ascultătorilor că împreună, atunci când ai venit în radio, am ieșit pe teren și am fost printre jurnaliștii care ți-au ghidat primii pași în radio, așa mergând este, împreună la conferințe de presă și scriind împreună știri, realizând reportaje, dar nu sunt deloc un model pentru tine. Într-adevăr, numele pe care le-ai menționat au constituit și pentru mine modele la începutul carierei. Ba da, ești un model, Maria, și să spun de ce. Pentru că, într-adevăr, în perioada de care vorbești tu, eram colegi și mi-amintesc când mergeam la conferințe de presă, însă pot să spun că
am fost martorul modului în care ai crescut și ai evoluat atât profesional cât și uman, și pe măsură ce ai progresat în activitatea profesională, ai devenit din ce în ce mai mult un model pentru mine și am proprietatea termenilor, știu ce spun și chiar așa și este. Mulțumesc, Ciprian, mă onorează gândul tău. Daniela, cum a fost pentru tine? Probabil că puțină lume știe că eu am început la Radio Jurnal și auzeam la radio, o auzeam pe doamna Rodica Madoșa. Recunosc că am avut așa un tresărit în inimă în momentul în care am stat prima oară alături de dânsa. Foarte puțin am lucrat pentru că m-au trecut după aceea pe tura de după amiază. Dumnezeu să-l ierte pe Constantin Oprișiu, dânsul mi-a fost într-un fel și șef și m-a învățat cam care e treaba cu știrile. La Radio Jurnal, cine ajunge să facă, să lucreze cel puțin un an sau doi la Radio Jurnal, eu am stat 7, cam poveste, te ordonează. Tu ți-ai făcut și 7 ani de Radio Jurnal, nu de acasă. După care am trecut la emisiuni și tot așa, cum spunea și Ciprian, și mie m-am amintit de doamna Doina Jalea, practic eram, terminasem de prezentat Radio Jurnalul și spunea, auzi, de ce zâmbești pe post când prezinți vremea, de exemplu, sau... Cred că asta este mai degrabă ține de felul meu de a fi și nu neapărat un mod de a prezenta așa cu zâmbetul pe buze. Zice, nu, tu nu ești bună pentru tine, faci bine că ai fost acolo, hai să treci la emisiuni. Și iarăși la fel a fost o șansă și exact cum spunea și Ciprian, deseori mă întâlneam pe hol cu domnul Paul Grigoriu, foarte rar dădea sfaturi, dar am fost norocoasă să-mi dea câteva sfaturi. De fiecare dată când ieșeam și îl vedeam că vine spre mine, mi se muiau picioarele, dar acum îi mulțumesc, știu că undeva acolo sus le și cred că merită mulțumirile noastre. Cătălin, pentru tine? Da, uite, mă cunoașteți, nu sunt misogin. Mă gândeam acum dacă printre colegele noastre am avut vreun model. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar am avut șansa acelei enclave de la sport, că tot aminteam ceva mai devreme. Cinci cavaleri. Da, cu siguranță. I-am îndrăgit pe toți, dar două persoane am iubit. Paul pe locul 2 și numărul 1 pentru mine, fără îndoială, Dan Voicilă. Am avut șansă, e drept. Mă întâlneam mult mai des cu ei, cu Ion Ghițulescu, de care spuneam mai devreme, s-a dus și el în acest an. Teohari Coca, Cosma Octavian, Vintilă, să nu uităm pe mod subit. Pentru că și el în ultima perioadă venea foarte des, foarte des la noi în redacție. Și da, multe, multe modele. Și apropo de Paul, iarăși prima mea întâlnire tet-a-tet cu el, doar iubim și limba franceză, la o ședință de dimineață se ținea la el în birou, care acum în fine s-a jumătățit, cunoaștem și acest reper. Nu era Teohari Coca-Cosma la serviciu și m-a rugat numele redacției Sport, pentru că eram într-o dimineață să cobor să particip eu. Nu trebuia să spun decât eventual să răspund dacă e vreun eveniment major. Și 20 de inși cred că se strângeau, ați participat și voi, sau tu, Maria, cu siguranță, și la un moment dat se termină ședința, întreabă Paul, mai e ceva de comentat, de spus? Nu, bine, zi bună, și de față toată lumea zice tu. Și arată spre mine, care eram în picioare, evident că nu ne ajungeau scaunele, rămâi o clipă. După ce pleacă toți, te-am ascultat dimineața, soțit tot așa. Da, sunt momente unice pe care era le-am cel mai mare evident, compliment pe care îl putea face. Și eu, dar le mulțumesc tuturor și de la cei de la care am învățat mai mult sau mai puțin. E drept că eu am și furat, nu știu voi, dar eu am furat cât un pic de meserie de pe la fiecare. Așa este, cu toții am furat meserie la început. Ana Maria Gârstea, pentru tine cine au fost modelele? Pot spune că cel care mi-a ghidat pașii în momentul în care am venit în județ și a fost firește domnul Ion Stanciu, pentru că veneam dintr-un județ într-altul, nu cunoșteam pe nimeni aici. A fost cel care mi-a ghidat așa în prima jumătate a anului de când am venit în județul Vâlcea pașii, iar fiind la Sibiu, un alt profesor care la fel mi-a ghidat pașii în lumea aceasta a radioului la început de drum pentru mine, a fost domnul profesor Radu Bâlbuie, căruia îi port un respect deosebit pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Mulțumesc. Haideți să ne gândim acum, pentru că întotdeauna atunci când vorbim despre radio, vorbim și despre public, despre ascultătorii noștri. Cât este de important pentru voi
publicul? Cătălin, la matinal? La public dintotdeauna m-am raportat, chiar și în transmisiile sportive, nu comentez pentru mine sau în fine, mă fac și eu părtaș și tot ca public, dar ideea de la care am plecat este ca lumea să înțeleagă exact ce se întâmplă acolo, pe terenul de sport, nu neapărat pe terenul de fotbal, iar de când realizez emisiunile, cu siguranță, în primul rând încerc să fiu echilibrat și vreau ca publicul, ca ascultătorul, indiferent unde s-ar afla el, în oraș, într-un colț de munte sau de lume, să priceapă, să fie lângă mine și să simtă și energia și mai cu seamă să culeagă acea informație corectă, pentru că cel puțin eu la asta mă raportez, la echilibru și la corectitudine. Mulțumesc, sper, Cătălin, sper să reușesc în mare parte. Mulțumesc, Cătălin, reușești, sper într-un fel sau altul să se și refacă un pic mai bine legătura cu internetul, a scăzut puțin banda de internet și se aude un pic metalic vocea ta, dar sper să-și revină, facem, ca să zic așa, trecerea în revistă către ceilalți colegi și poate între timp și internetul va funcționa mai bine. Ciprian, tu cum te raportezi la public și cât este de important pentru tine publicul care ascultă Radio România Actualități? Publicul este foarte important, Maria, pentru că aș putea să spun că produsul jurnalistic pe care noi îl realizăm este adaptat și croit în principiu pe cei cărora ne adresăm și din perspectiva aceasta pot să spun că există mai multe modalități de a face o știre, există mai multe modalități de a o prezenta, aș putea să spun, și mereu avem în vedere pe cei cărora ne adresăm. Eu vreau să spun, cum bine știi, că și prezint știrile și încerc de fiecare dată să am grijă ca mesajul pe care îl transmit să fie corect, să fie înțeles bine, să nu existe sincope în înțelegerea mesajului. Asta tocmai în ideea în care ceea ce transmit e bine să ajungă cât mai nealterat la public. Și vreau să spun că am întâlnit de-a lungul timpului, sunt și eu în radio de, nu știu, cred că peste 20 de ani, și am întâlnit de-a lungul timpului această preocupare în rândul colegilor mei, ce spun oamenii, cum ar reacționa la informația asta, cum ar vedea-o. Și spuneam și mai devreme, Maria, în legătură cu tendința de a nu panica lumea, este tot o preocupare pentru publicul pe care îl avem, să ne gândim la felul în care receptează, la felul în care reacționează la ceea ce transmitem. Sigur că nu uităm să-l informăm corect, să-i transmitem informația de care are nevoie, dar ne gândim să-l și, nu știu dacă protejăm e termenul cel mai corect, să avem un pic grijă de publicul nostru. Sigur că există, aici se poate naște o discuție amplă și nu știu dacă este ocazia și momentul, dacă publicul este cel care face agenda sau instituția de presă este cea care face agenda. E o discuție amplă, cred că propus e bine să o reluăm într-o altă ediție, pentru că ar fi destul de interesant să abordăm sigur, și această temă. Sigur, Ana Maria? Publicul pentru mine cel puțin este foarte important și mai întâi, înainte de a transmite informația acestui public, trebuie ca eu să o înțeleg foarte bine. Și am ajuns la această concluzie încă de la începuturi, acum vreo 13-15 ani, pentru că mi-am dat seama că dacă noi, cei care avem posibilitatea de iarăși avem o legătură. Da, o anumită slabă formă informației ce mai apoi va fi transmisă publicului nostru. Cred că e foarte important ca publicul să fie acolo pe un loc sus pus, iar noi să ne facem treaba bine în viitor. Mulțumesc, Daniela. Pentru mine publicul este cel mai important și eu l-aș completa un pic pe Ciprian și cred că ar trebui, hai să spunem, e un cuvânt pretențios, să-i protejăm.
dar mai degrabă să-i tratăm sau să le vorbim cu blândețe, pentru că asta este cel mai important, în special în perioada asta în care toți avem probleme, toți avem situații tensionate, dar atunci când deschizi radioul și auzi o voce care îți încearcă să-ți fie prietenoasă, să fie prietenoasă și chiar dacă este o veste poate mai puțin plăcută, dacă ți-o prezintă într-un anume fel, s-ar putea ca acea informație, deși este o veste foarte proastă, să fie digerată mai ușor decât într-un mod normal. Deci el este cel mai important, ca și în emisiunea ta și probabil ca la toate celelalte emisiuni, de la toate radiourile, există o interfață cu publicul, îl simți, chiar dacă avem poate sute de mii, milioane de oameni care te ne ascultă la un moment dat, nu poți să-i vezi pe toți. Dar cu siguranță îi simți și în felul în care îi simți, cum îți prezintă un mesaj pe post sau cum te critică, pentru că avem nevoie și de critici, chiar dacă nu tot timpul suntem de acord cu ele sau că nu ne plac criticile, orice veste venite din partea lor, din partea oamenilor care te ascultă, cred că e foarte important. Mulțumesc. Cel mai important. Mulțumesc, că am vrut să aflăm și părerea celor care ne ascultă, să vedem cum ne percep la cei 93 de ani și ce așteptări au de la noi. Iată, vă propun să ascultăm un material realizat în București de Ruxandra Maria Cojocariu. 93 de ani de Radio România. Ascultați Radio România Actualități? Ce vă place să ascultați? Radio România Actualități la noi în casă funcționează tot timpul, 24 din 24. Și cu serviciu de noapte, inclusiv. Și inclusiv, da. Ascultați postul de radio? Da, dar sunt în tren, care are acoperire pe toată țara. Ce vă place, da, să muzica, ascultați? Totul s-a dezvoltat foarte mult acum. E muzică bună, sunt știri bune, nu sunt numai știri de accidente și violuri, așa că îmi place, e diversificat. Dar și înainte ascultam, pentru că mi se părea că este foarte serios. Și ce emisiuni vă place să ascultați? Toate emisiunile le ascult. Aveți amintiri cu radioul? O, amintiri nemaipomenite. În bucătăria mamei și a noastră, bineînțeles, a familiei, era nelipsitul difuzor. Acolo eram toți ca o mare familie. Difuzorul mergea non-stop, dar era practic singura noastră sursă de informație, sigur că da. Ascultați Radio România Actuală? Nu dau drumul la televizor și, din păcate, nici la radio. Prefer să citesc. Și știrile, dacă nu ascultați radio, de unde vă luați știrile? Din păcate, sigur că dacă avem un telefon mobil care e conectat la internet, însă și copiii mei foarte puțin, nepoțelul deloc, cel mare, deci de pe internet, dar inevitabil, nu știu, îmi spune mama, care are o vârstă și se uită, eu zic, din păcate, se uită la televizor. De ce crezi că generațiile tinere nu mai ascultă radio sau Radio România? Deoarece internet oferă un acces mult mai divers la informații. La radio este un program oarecum prestabilit, iar la internet poți să cauți ce vrei în orice moment. Nu e neapărat o informație exactă. Față de acuratețea unei prese pe radio, internetul e plin de informații neexacte, 90%. Ce vă place să ascultați? Și știri și muzică, depinde de stare. Radio urmează să împlinească 93 de ani. Aveți vreo urare pentru ascultători, pentru radio? La mulți ani, mulțumesc. Ascultați Radio România acasă? Nu. Alte posturi ascultați? Nu, da. Și știrile de unde vi le luați? De pe internet. Ce vă place la radio? Eu ascult mai mult rock și mai ascult posturile de genul, dar și muzica comercială de zi cu zi de la noi. Și altă generație, în familie, mai ascultă cineva radio? Da, părinții mei ascultă. Ce ar trebui să facă radio-ul ca să fie ascultat și de generațiile mai tinere? Am văzut că prind foarte bine concursurile la generațiile tinere și toate melodiile astea noi. Radio urmează să împlinească 93 de ani. Ai o urare pentru ascultători, pentru oamenii din radio? La mulți, mulți ani! La mulți ani de acum încolo și chiar dacă noi nu ascultăm că avem copii mici, să știți că bunicii ascultă foarte mult și mai ales nepoții noștri din Buzău. Ei ascultă foarte mult, deci Buzău clar este Radio România. Ascultați Radio România? Da, ascultăm tot timpul și acasă și în mașină și apreciem în mod deosebit profesionalismul lor, felul în care prezintă lucrurile, obiectivitatea, faptul că respectă limba română și le dorim succes în continuare, să nu ne dezamăgească, cum n-au făcut-o nici până acum, de fapt. Și ce mesaj transmiteți ascultătorilor pentru 93 de ani de Radio România? Ascultătorilor, să asculte în continuare Radio România Actualități, pentru că este într-adevăr cel mai bun, obiectiv și profesionist post de radio din țară. A fost un material semnat de Ruxandra Maria Cojocariu, a zâmbit cu toții și mi-a plăcut foarte mult acest mesaj, ce așteptați de la Radio România, să nu ne dezamăgească. Vă este teamă să nu-i dezamăgiți pe ascultători?
Întotdeauna cred că de la acest lucru trebuie să plecăm, sintetizând răspunsurile la întrebarea precedentă. Cred că, sau cel puțin eu unul mă raportez întotdeauna la mine ca realizator, ca om din public, asta pentru că încerc să fiu aproape de toți cei care ne ascultă. Oricum, ascultând voxul Ruxandrei, să știi, poate veni oricând la matinal, chiar avem nevoie să creștem echipa. O să-i transmit Ruxandrei, ea și-a făcut acum, în această noapte, și-a făcut debutul la Radio România Actualități, este primul ei material pentru radio și dacă deja e o ofertă pentru ea, va fi foarte fericită. Poate peste 20 de ani, iarăși, amintindu-le de una dintre întrebări, când va fi și ea invitată la o emisiune la RRA la noi, să spună, da, mi-amintesc de Maria Țăghină. Am debutat Cătălin la serviciul de noapte și Cătălin Cârnu mi-a propus să mă alătur echipei de la matinal. Exact. Care era întrebarea, de fapt? Dacă ți-e teamă sau nu să dezamăgești publicul? Da, repet, de la acest amănunt cred că trebuie să plecăm. Amintea Daniela mai devreme și de cei care ne trimit reproșuri, nu vorbesc de hater, pentru că ei asta fac. Da, mie îmi place de regulă să le răspund tuturor, dar mai cu seamă celor care au de fiecare dată de comentat, iar atunci când eu unul greșesc, întotdeauna le dau dreptate, n-am o astfel de probleme. Da, trebuie să rămânem aproape de ei și până la urmă noțiunea aceasta de familie poate fi extinsă la nivelul țării, pentru că eu unul de foarte multe ori am salutat chiar publicul cu formula Hai România. Sunt multe lucruri care ar trebui să le unească, să ne unească în aceste momente de cumpănă. Uite, pe mine, de exemplu, a început să mă doară brațul drept de la booster, pentru că eu țin telefonul neavând tabletă. Da, trebuie să rămânem unii apropiați de ceilalți, pentru că lucrurile nu se pot mișca în direcția pe care îl dorim cu toții, dacă fiecare trage așa precum de un elastic în orice parte. În altă direcție, dar fiecare exact. În altă direcție. Ciprian, Daniela, Ana Maria? Îți mărturisesc, Maria, că nu pot să spun că încerc un sentiment că legat de faptul că aș dezamăgi ascultătorii și o să spun exact de ce. Pentru că atât eu cât și colegii mei pot să spun că suntem cu conștiința împăcată că am făcut tot ce a ținut de noi și ne-am făcut datoria la maximum din momentul respectiv și atunci când te simți cu datoria împlinită, cu conștiința curată că ai făcut tot ce se putea pentru a acoperi un subiect, pentru a completa o știre, pentru a face un interviu, pentru a da de un invitat, știi că ai făcut tot ce a ținut de tine și oamenii sunt convins că înțeleg acest aspect și vreau să spun că în rândul tuturor colegilor întâlnesc sentimentul acesta în care dau maximul pe care l-au în anumite momente și din punctul acesta de vedere senzația de vină, dacă de ea e vorba, intervine să zicem mai puțin. Dacă cumva nu ne-am face treaba, ceea ce nu este cazul, atunci am putea vorbi de astfel de sentimente. Mulțumesc. Ciprian, cu scuze fetelor, înainte de toate, nu vreau să te dezamăgesc în primul rând pe tine, dar eu de multe ori, după fiecare emisiune, mai că am un mic regret, cred că aș fi putut face un pic mai bine. Asta așa ca o paralelă, pentru că îmi doresc de fiecare dată, ca matinalul, de exemplu, sau transmisiunea sportivă, să fie de nota 10. Sunt sigur că până acum n-am atins aceste piscuri, chiar dacă, lipsit de modestie fiind, m-am oprit pe la 9,9. Dar de fiecare dată, eu unul cred că mai era ceva de făcut. Mulțumesc pentru sinceritate, Cătălin. Regretele sunt bune atunci când într-adevăr pot ajuta, dar în momentul în care lucrurile s-au întâmplat, e bine să mergi în perspectivă, să te gândești la ceea ce urmează, nu la ceea ce a fost. Mulțumesc, Ana Maria. Întotdeauna e loc de mai bine, după cum spune și Cătălin, și tot timpul avem tendința de a fi și mai buni și mai buni. Mă bucur însă de fiecare dată când mă întâlnesc cu cei care ne ascultă, care mă cunosc, și îmi spun că se bucură de lucrurile pe care le aud și îmi spun merge înainte că e bine și asta îmi dă încredere că merg pe făgașul cel bun. Așa este, Ana Maria. Daniela?
Eu îmi dau seama că am trei colegi foarte curajoși și foarte siguri pe ei. Eu recunosc cu mâna pe inimă că mie mi-e teamă să nu dezamăgesc oamenii. Și chiar dacă noi de 93 de ani vorbim serios și chiar dacă încercăm din tot sufletul și din toată inima să ne facem treaba așa cum trebuie, nu reușim de fiecare dată. Sau hai să vorbesc în părticica mea. Sunt momente, evident că în atâția ani de experiență, ajungi să faci și o anumită rutină, dar sunt momente în care ai putea greși. Mie mi s-a întâmplat să greșesc, mi-am asumat și mi pare rău de fiecare dată când greșesc, dar am această teamă de a nu dezamăgi, fac tot posibilul să nu se întâmple și sper că lucrul ăsta se resimte și dincolo de difuzor și că oamenii cred că apreciază când aleg întotdeauna un post serios care prezintă știri corecte. Și dacă mă mândresc cu ceva referitor la Radio România Actualități, în mod special mă mândresc cu lucrul ăsta. Dacă așa s-a spus la radio, atunci așa este. Așa este. Așa este, mulțumesc mult, Daniela. Mai avem un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru, Dan Marian. Bună dimineața! Salut, mâna! E radioul Sunet fără lumină, tare sau în șapte, poeta Maria Țoghină are un serviciu de noapte. Vă mulțumesc! Apropo de știri corecte, înainte de a veni emisiunea dumneavoastră, au fost două părți la teatru radiofonic și la finalul fiecărei părți s-a spus că această înregistrare sau, mă rog, realizare a fost în noiembrie 2021. Rețineți, știri corecte, în noiembrie 2021, de două ori s-a spus. Deci în partea întâi când a fost fragmentul și în partea a doua. Știri corecte. Pe întâi toate s-a lucrat azi de dimineață până seara și s-a făcut piesa. Și s-a făcut piesa de teatru. E posibil, dar oamenii cred mai puțin chestia asta. Bun. Spectatorii, ascultătorii doresc foarte mult să știe politicul din spatele fiecărui realizator sau redactor. Chiar dacă spun ei că nu interesează, ci știrea trebuie să fie, mă rog, apolitică, totuși, pe el îl interesează. Ne amintim repede de niște memoriale și emisiuni foste, dar și de redactori foști. Adrian Păunescu, Cenaclul, Radio Cenaclul Flacăra. Poetul colonel George Florin Cosma, îți scriu carte din armată. Și acum, ca o dedicație, sau mă rog, cum o interpretați, du-mă cu tine până la capătul lumii. Era o emisiune cu Cosmin Popescu și încă o doamnă, care s-a stins și care, eu întâmplător, am creat în timpul ăla mici eseuri. Îți provoca o temă, îți dădea o temă și te provoca. Și tu, și era sistemul vechi cu dictare la telefon. Deci telefonista săraca scria ca ne amintim. O scrisoare. Da, știm. Și pormă citea, era lungă această emisiune, ca dovadă că puteai să și gândești, să și transmiți, să și fii pe post mai târziu în timpul ei. Ați întrebat la începutul emisiunii pe toți patru și ei n-au avut curajul să vă întrebe începutul dumneavoastră. Deci începutul dumneavoastră cu foarfeca la benzi. E cunoscut, e public. De asta nu m-au întrebat, pentru că e public. Atunci, aminteam eu ceva. De ce? Bun, atunci faptul că ați fost numită din partea Parlamentului ca președinta radioului. Face parte din radio, face parte. Face parte, general, din radio. Cum au fost aceste situații în care politicul a acționat în radio timp de 93 sau până acum, din ultimii 30. Cam asta. Succes la mulți ani! Mulțumim mult de tot! Într-adevăr, viața este formată și din social și din politic și întotdeauna se împlătesc și la noi la radio. Există, aceasta este legea în baza căreia funcționăm. Parlamentul României numește Consiliul de Administrație, numește conducerea Societății Române de Radiodifuziune. Însă jurnaliștii rămân întotdeauna la microfon și își fac treaba cu demnitate și onestitate față de public, iar Consiliul de Administrație în general administrează activitatea Societății Române de Radiodifuziune și stabilește strategia. Da, te rog, Daniela. Eu aș vrea să completez ca o informație pentru ascultătorul pe care l-am auzit ceva mai devreme. În calitate de realizator la Radio România Actualități, pot să vă asigur și spun asta în mod asumat și cu mâna pe inimă, că niciodată niciun om politic nu a venit pe, în timpul emisiunii sau înainte, ori după, să-mi ceară socoteală sau să-mi ceară să spun ceva la radio în mod deosebit.
Mulțumesc pentru această completare. Ne întoarcem la dialogul nostru, mai avem mesaje de la ascultători, mă uit în stânga, mă uit în dreapta. O să citesc un mesaj de la un ascultător fidel care este și jurnalist, este vorba de colegul nostru din presa scrisă, Cristian Oprea. Radio România, ce m-aș face fără voi? Uneori aș vrea la radiojurnal știri care să conteze. În rest, este o sursă sigură de informații corectă. Ar fi o utilă, o mai atentă selecție a vocilor, s-au făcut progrese. Am deschis urechile pe Eugen Preda, Vasile Angelescu, Georgeta Iordăchescu, Mariana Tomescu-Vâlceanu, Dorina Velciulipova, Ieremia Cazacu, Doina Andrieș, Constantin Oprișiu, apoi mai tinerii Mihaela Dumitrescu, Ruxandra Săraru, Călin Petrescu, Maria Țoghină, Radu Șarpe, la sfârșit două voci care m-au fascinat, Rodica Madoșa și Adrian Nicolae Papașa. Nu cred că este musai să amintesc de Paul Grigoriu, este o legendă, rămân încă îndrăgostit de vocea și stilul particular de prezentare ale Ancăi Florea. Ursulescu Maria ne-a scris mulți ani înainte și să avem noapte emisiunile în direct, pentru că avem câteva emisiuni care sunt doar filmate, reluate, și m-am bucurat că duminică noaptea nu a mai fost acea emisiune, cea referitoare la marile concerte. Mult mai bine a fost cu emisiunea despre regele Mihai, măcar am auzit ceva, am auzit vorbă în casă, noroc de care ne-am săturat până peste cap, o seară liniștită și vă ascult cu drag în fiecare noapte de luni. Mereuță Mihai ne transmite la mulți ani, de asemenea Florentina Racu ne transmite mulți ani buni înainte. Haideți să trecem și la partea amuzantă, dar peste câteva clipe, pentru că noi întotdeauna am considerat că ascultătorii au în Radio România un prieten, iar Taxi a fost atât de drăguț, trupa Taxi a fost atât de drăguță încât a și scris o melodie pe această temă. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Radio, Radio România. Am o mică problemă cu textul. Mă rog, n-ar fi pentru prima oară. Voi folosi destul de des cuvântul țară. Acum, eu știu că într-o vreme a fost mult prea uzat. Cu toate astea, îmi place să cred că nu s-a demonetizat. În definitiv, e țara ta. E a lui, e a ei, e și a mea. Și până la urmă, chiar trăim în ea. Cam asta a fost introducerea. Voi trece la refren, care sună cam așa. Țara întreagă are un prieten și cu minte și rebel, cu zile bune sau mai puțin bune, cum poate și el. Un prieten pentru o țară întreagă, doar pentru ea. E Radio, Radio România. 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 În mod evident, strofa a doua trebuie să fie și voi vorbi acum despre prietenie. Nu știu câți avem prieteni adevărați, dar dacă avem, să avem și grijă. Ăștia chiar merită păstrați. În sfârșit, asta a fost scurta poveste despre prieteni și țară, așa încât vă mai cânt refrenul pentru ultima oară. O țară întreagă are un prieten și cu minte și rebel, cu zile bune sau mai puțin bune, cum poate și el. Un prieten pentru o țară întreagă, doar pentru ea. E Radio, Radio România. Radio, Radio România. Radio, Radio România. Radio, Radio România. Zilei la Radio România, trupa Taxi cu Radio România, aveți un prieten, o melodie care mie mi este tare dragă pentru că exprimă
într-adevăr o stare de spirit pe care o avem noi la Radio România. Și ca să continuăm răspunsul pentru ascultătorul nostru Marian Danu, să transmit producătorului piesei de teatru, lui Mihnea Chelaru, despre această inadvertență. Probabil că ar fi fost mult mai corect să spună că este o piesă difuzată în premieră pe 1 noiembrie. Este adevărat că nu putea să lucreze două episoade de piesă de teatru chiar pe 1 noiembrie. Ele au fost lucrate și montajate cu câteva zile înainte. Este probabil o inadvertență în partea de final a prezentării acestei premiere de teatru radiofonic de la Radio România. Ne întoarcem la dialogul nostru. Mai avem mesaje de la ascultător. Gena Sora: vă iubesc Radio România Actualități. Găsesc la dumneavoastră competență, diversitate, muzică superbă, spontaneitate pentru toți cu 10+. Vă mulțumim și noi. Alexandra ne spune: ceea ce auzim este mai emoționant decât ceea ce vedem. Mulțumim pentru profesionalism, dăruire, emoție și bucurie. Alexandra Tara continuă: nu dezamăcește deloc Cătălin Cârnu, e polivalent și la orele dimineții și la sport, sufletist pentru durerea de mână, exerciții și comprese cu apă și oțet. Este vorba de doza booster, bineînțeles, cea de-a treia doză de vaccin. Mihai Lazar: ascult Radio România Actualității non-stop, nu pot să adorm fără Radio România Actualități, la mulți ani pentru Cătălin, nu mai știu nimic despre comentatorul sportiv Ion Ghițulescu. Adrian Monafu: Radio România Actualități, la mulți ani, binecuvântați. Mai sunt și alte mesaje de la ascultători, le găsiți pe pagina de Facebook a Radio România și vă mulțumim că sunteți alături de noi în această noapte. Ne întoarcem la dialogul cu invitații acestei nopți. Aș vrea să vă întreb dacă vă trece acum rapid prin minte o amintire amuzantă legată de radio sau ce nu ați spus niciodată la radio, deși ați fi vrut. Ia să vedem, Cătălin, o amintire amuzantă legată de radio și nu ai spus niciodată la radio, deși ai fi vrut. Eu știu ce ai spus la radio, deși nu ai fi vrut, dar asta nu rămâne decât între noi doi. Sau te pupă tata. Te pupă tata, tu asta ai fi vrut să spui. Nu, a spus deja în direct. Da? A spus. Deci a citit știrile alături de mine, eu cred că urmam la emisiune și Cătălin are o vorbă: te pupă tata. După ce a terminat știrile, microfonul nu era închis și l-am auzit pe Cătălin spunându-mi că te pupă tata. Și am auzit și probabil câteva sute de mii de oameni. Reacția ascultătorilor a fost fabuloasă, pentru că toată lumea a receptat mesajul meu și chiar l-a apreciat. Iar doamnele au sunat și așteptau să le pupi. Da, da, erau momente frumoase. La un moment dat am și o slăbiciune pentru plăcinta cu dovleac, de exemplu. Și sunt câteva fane ale matinalului care de fiecare Cătălin, să știi că împărtășim aceeași slăbiciune pentru plăcinta cu dovleac. Da, da, abia aștept să o gust pe cea creată de tine, da? Pe ce a făcut-o. Să-i răspundem însă ascultătorului mai devreme, maestrul Ion Ghițulescu era de o vârstă cu radioul, s-a stins din viață nu cu foarte multă vreme în urmă. Amintiri legate de radio, Doamne, sunt atât de multe, dar... Nu, una amuzantă, Cătălin. Cea mai simpatică, da... Coboram de la etajul 4, unde este redacția, biroul, la etajul 3, unde este emisia. Am coborât, am stat de vorbă cu fetele, era un radiojurnal, atent și la detalii, conversam și cu fetele din emisie și la un moment dat se aude și acum știrile din sport cu Cătălin Cârnu. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, hârtiile erau lăsate pe birou. Am bălmăjit ceva din ce mi-aminteam, noroc că era un buletin de un minut, am dus-o la capăt până la urmă, dar a fost un moment, hai să nu spun memorabil, de care am ținut cont, mai ales că mi s-a întâmplat acum recent. Auzi, Cătălin, eu cred că cu toții visăm câteodată noaptea că uităm să dăm ora exactă, că nu reușim să terminăm de citit știrile, că nu avem știrile. Și că nu sună telefonul sau, în fine, ceasul. E marea mea grijă. Acum o să vă spun tuturor că dimineața la 5 fără un sfert, când mă trezesc eu pentru matinal, am trei telefoane la îndemână, unul aproape de mine, unul ceva mai departe și unul foarte departe, ca să fiu sigur că mă dau jos din pat. Da. Și am mai avut un moment, apropo tot de știri, am coborât într-o viteză atât de mare, încât în momentul în care a trebuit să încep prima știre, nu mai puteam trage aer, nu mai puteam respira. Și a fost o pauză în care doar cortina muzicală te-a salvat. Apropo de coșmaruri, dacă îmi dai voie, Maria. Te rog, Ciprian. Unul din coșmarurile mele
recurente care se repetă obsesiv aproape este că sunt bipurile pe post, în bipurile de ora exactă și eu sunt undeva pe hall, încă nu am intrat în emisie ca să citesc știrile, iar un alt coșmar, am avut un coșmar legat de faptul că știrile erau construite din frunze de hârtie și momentul în care am ajuns în fața microfonului s-au spulberat și am rămas fără nimic. Știri. Iar ca să continui ideea... Ciprian, scuză-mă un pic. Te rog. Este o mănușă aruncată Mariei care trebuie să realizeze la un moment dat o plăcintă cu dovleac și ție să-ți facă dar un puzzle, nu neapărat. Exact, da. În legătură cu amintirile amuzante, am una legată chiar de mine în sensul în care am reușit performanța să spun pe post în loc de șef de stat și de guvern, am spus șoferi de stat și de guvern, ceea ce nu a fost un lucru foarte drăguț. Am reușit totuși să mă corectez, iar cred că aș vrea să le spun și ascultătorilor noștri pățania unui coleg, poate nu știți nici voi, nu o să spun despre cine este vorba, care știți bine că rubrica Meteo se încheie cu acum la București sunt un număr de grade și o presiune atmosferică, iar colegul a spus că acum la București sunt 250 de grade, ceea ce nu a fost un lucru foarte plăcut. Nu mai știu dacă s-a corectat, este irelevant. Mulțumesc. Ana Maria? Da, ascultându-l pe Ciprian, mi-aduceam și o aminte în mare așa de anumite momente. Știu că din cauza, acum să dăm vina pe scrisul foarte rapid, în loc de, era o știre legată de bricul Mircea și în loc de bricul Mircea am scris bricul Mircea, dar asta n-a ajuns foarte departe pentru că am citit rapid și am văzut, m-am corectat. Iar o altă amintire hazli, nu știu cât de hazli ar fi pentru mulți, dar pentru mine momentul acela chiar a fost, eram la inundații undeva prin 2016, dacă nu greșesc, la Vaideeni. Și am fost avertizată de jandarmi să nu pășesc într-o anumită zonă pentru că apa e foarte adâncă. Și am spus, nu este nicio problemă, eu am cizme, nicio problemă, voi pătrunde fără nicio problemă. Nici n-am terminat de spus și s-au umplut cizmele cu apă, erau mult peste. Am înțeles, cred că pentru tine coșmarul este acela că pleci la o înregistrare pe teren fără să ai baterii în reportofon. Nu mi s-a întâmplat fără baterii în reportofon, s-a întâmplat mai rău. Fără cardul de memorie în reportofon, dar acum avem noroc că ne salvează telefoanele. Telefoanele, smartphone-urile, așa este. Daniela, pentru tine cum este? O întâmplare amuzantă? Tu trebuie să ai multe întâmplări între prieteni, lucrurile se fac cu zâmbetul pe buze de fiecare dată, nu sunt așa de sobre ca la știri. Este un lucru al realizatorilor de emisiuni că poți să te scoți. Da, eu mi-aduc aminte când eram la Radio Jurnal și am spus aici românești, prezentam radiojurnalul cu George Dorobanțu. În momentul în care m-a auzit, efectiv s-a băgat sub masă și simțeam cum tremură pentru că nu se putea abține. Am încercat să, într-un fel, să mă corectez aici București. N-a ieșit nici București, a fost a doua variantă ratată între românești, București și la un moment dat nici, efectiv îl vedeam pe domnul Constantin Oprișiu care coordona jurnalul ridicând mâinile în sus și spunându-ne era disperat. Concentrați-vă, da. George se ridica în momentul în care se ridica și încerca să citească o știre. Nu putea duce până la capăt pentru că îl bubnea râsul. Între timp mă ridicam eu de sub masă și încercam să continui. Deci a fost norocul nostru. Au fost și colegii din regia de emisie care în momentul în care vedea că ne bubnește râsul și că efectiv nu mai puteam să mai ducem la capăt o știre, ne opreau microfoanele. Și evident, după ce am terminat, a fost un radiojurnal ratat, era un radiojurnal foarte important, dar la ora 22 m-a sunat mama, disperată. Eu râdeam, dar în momentul în care încerc să râzi pe înfundate la microfon, pare ca și cum ți-e plângi, rău. Ca și cum plângi.
Da, și mama era să facă infart pentru că nu știa, au fost 10 minute de radiojurnal, nu știu ce a înțeles cu lumea în acele 10 minute, dar oricum nu. Deci asta a fost unul dintre cele mai amuzante momente trăite de mine la radio. Și un alt moment în emisiune, când realizam între prietenii de la 10 cu Ionuț Dragu, probabil că ascultătorii nu-l știu pe Ionuț, este un băiat foarte înalt, are 1,90. Și eu vorbeam foarte serioasă la micro, era rândul meu să citesc o parte dintr-o prezentare și el relaxat își citise partea lui și s-a așezat pe scaun pe spate, numai că a căzut cu tot cu scaunul în studio și l-am văzut pe Ionuț, i-am văzut picioarele ridicându-se așa și eu efectiv trebuia să fiu serioasă și să-mi continui știrea, însă n-am reușit. Și la un moment dat a trebuit să le explic ascultătorilor de ce râd și zic, am spus că totul s-a produs la un accident și că mă scuzați, trebuie să mă opresc un pic, trebuie să-l adun pe Ionuț Dragu de pe jos și după care continuăm discuția. Și momente amuzante, dar nu știu cum se văd sau cum se aud momentele astea la radio, cel puțin se trăiesc 100% cu zâmbetul pe buze și rămân clar amintiri de neuitat. Mă întorc la cea de-a doua parte a întrebării. Ce nu ați spus niciodată la radio, deși ați fi vrut? Dincolo de vă pupă tata. Hai să vedem. Tu ce ai fi vrut să spui și nu ai spus niciodată la radio? Mă întreb pe mine? Nu, întrebam pe Daniela, după care te întreb și pe tine, Cătălin. Da, eu n-am, de exemplu, n-am vrut să spun niciodată la radio când fetița mea, care eu am venit la radio un pic de vreme ca ea să împlinească un an și era încă sugar și mi-era adusă la radio pentru că din când în când mai trebuia să stea și cu mine și a fost momentul în care ea era dincolo de ciclop și striga disperată, mami, 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 hai acasă. Și eu trebuia să fiu zâmbitoare și să-mi duc la bun sfârșit emisiunea. Voiam să spun, adică voiam să mă laud, e fetița mea, cea pe care o auziți acum, glasul de copil, e fetița mea, dar totuși am avut așa un sentiment de reținere și cred că e unul dintre lucrurile pe care am vrut să le spun, dar m-am abținut. Probabil că sunt și multe altele. Momentul ăsta mi-a venit acum în minte să-l povestesc. Mulțumesc, Daniela. Cătălin? Două lucruri. N-am spus la radio cât de rău mi-a fost anul trecut în decembrie după ce s-a stins Răzvan Tomescu și eu eram covidat, acum vine să zâmbesc, dar am suferit mult mai mult decât am lăsat să se înțeleagă. Și al doilea lucru, cred că de foarte multe ori sau în fine, de multe ori aș fi vrut să fiu mai acid, mai veninos apropo cu realitățile sociopolitice de pe la noi. Mulțumesc. Ana Maria? Fac conexiunea cu Daniela și 9 luni de zile. Te auzim cu multe întreruperi. Pentru că nebunia asta. Da. Îmi cer scuze. Spuneam că 9 luni de zile cât am sărcinată cu Anastasia, nimeni din radio n-a știut, pentru că îmi place prea, mi-a fost teamă în anumite momente să nu fiu menajată și să nu fiu trimisă în teritoriu, pentru că aș fi suferit foarte mult. Și a fost un detaliu pe care, din fericire, l-am ținut foarte bine ascuns. Mulțumesc. Ciprian? Maria, eu aș fi vrut să spun la radio niște lucruri legate de realitățile pe care le trăim din diverse puncte de vedere, sociopolitico și așa mai departe, dar nu o să le spun în continuare, însă altceva vreau să spun, că aș putea să spun. Am relatat de câteva ori știri legate de Simona Halep și le-am relatat pe un ton neutru, pe un ton fără niciun fel de implicare și vreau să spun că aș fi vrut de atâtea și atâtea ori să spun hai Simona, hai Simona. Uite că am reușit să spun acum. Te faci jurnalist sportiv și o să spui cât de des vrei tu hai Simona, nu-i așa, Cătălin? Hai Ciprian, trage de tine, poți. Exact, da. Ne apropiem ușor, ușor de final, sunt cam ultimele minute
ale acestei ediții, o ediție în care am discutat despre radio, despre oamenii radioului, dar și despre publicul nostru, despre ascultătorii noștri, în care i-am ascultat pe ascultătorii noștri. Iată, mai avem mesaje. Laura Rădulescu ne scrie: locuiesc în Statele Unite de 30 de ani și radioul merge non-stop pe România Actualități. Mulțumesc și mulți ani înainte. Alin Chirescu: pe mine m-ați cucerit, alt post de radio nu ascult. Liviu Beudean: felicitări tuturor celor din redacție și dumneavoastră, doamna Țoghină. Adi Dobre: am crescut cu Radio România Actualități, cu toate emisiunile Radio România Actualități, cu teatrul radiofonic, mai ales cu tot, cu toate. Îi mulțumim și noi pentru mesaj. Bogdan Ioan: la mulți ani, ascultam în trecut o melodie pentru fiecare de la ora 8. Mai avem un mesaj și de la Udrescu Marian: mulțumesc Radio România Actualități pentru debutul meu muzical acum 25 de ani cu piesa Ești visul meu, pe text de Angel Grigoriu. Mihai Sorin Sandoiu: cu drag, prieten drag, îți urez la mulți on air. Mi-ai fost și mie ești prieten din copilărie, când mi-am construit ritmul, primul receptor cu amplificare directă. La mulți ani, doamna Maria. Ionel Ciucă: vă mulțumim că existați. Costică Ionițescu: urmărind emisiunea îmi face plăcere, deoarece informațiile căpătate sunt echilibrate, filtrate de dumneavoastră, așa încât ele sunt binevenite și din toate domeniile, spre deosebire de informațiile de la anumite posturi de televiziune, mai ales acum în contextul pandemiei de COVID-19. Din județul Teleorman, Ioniță Vlaicu ne scrie: vă transmit la mulți ani cu sănătate, Doamne ajută, Radio România Actualități, sunteți cel mai bun medicament miraculos, vindecați sufletul bolnav. Să aveți o noapte binecuvântată, Dumnezeu să vă aibă în pază, am radio aparat cu galene. La mulți ani, cu ocazia zilei Radio România, ne semnează domnul Ruslan din București. Ne iubește și noi îl iubim pe dânsul. Sunt un ascultător vechi, noaptea mi este mângâiere, când nu pot să dorm, face parte din familie. Felicitări pentru toți lucrătorii din radio, vă mulțumim că existați și ne faceți viața mai ușoară. La mulți ani, ne urează un ascultător din Târgu Mureș. Ultimele minute, după cum spuneam, ce a rămas nespus din ceea ce v-ați pregătit voi pentru această emisiune? Am uitat să vă întreb ceva, ați mai vrea să spuneți ceva? Întâi de toate, ladies first, acum le lăsăm pe fete. Daniela. Cred că tot timpul ai ceva de spus. Sau uiți să spui ceva. Mie mi se întâmplă deseori ca după finalul oricărei emisiuni să-mi dau seama că mai lipsa ceva. Oricum, eu vreau să-ți mulțumesc, Maria, pentru invitația ta și să te întreb un lucru care te-a impresionat pe tine cel mai mult în toată perioada asta de când ești la Radio România. Un moment pe care nu-l poți uita. Poate fi ceva amuzant sau ceva care te-a emoționat în mod deosebit. Pe mine cel mai mult m-au impresionat oamenii Radio România, pentru că îți mărturisesc că dacă oamenii nu ar fi fost atât de extraordinari, nu aș fi rămas la Radio România atunci, la începutul anilor 90, când am venit la Radio România în octombrie 1990 și am dat concurs. Visul meu era să devin procuror criminalist. Wow. Și am ajuns jurnalist pentru că mi-a plăcut la Radio România, pentru că oamenii de aici m-au încurajat, pentru că am înțeles dorința unei tinere de a-și construi o carieră și pentru că au fost alături de mine în tot ceea ce am vrut să fac. Și cred că despre asta este vorba la fiecare dintre noi și cu fiecare dintre noi în parte. Am avut parte de oameni extraordinari care ne-au fost alături și ne-au încurajat. Și pentru asta cred că trebuie să le fim recunoscători. Ana Maria? Mai avem 3 minute. Ce a rămas nespus? Hai, fiecare câte un minut. Mulțumiri din suflet, doamna Maria, pentru tot ce ați făcut și pentru faptul că în momentul în care eu am intrat în radio, dumneavoastră ați pus multă încredere acolo în mine și vă sunt de deplin recunoscătoare. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și ție mult succes în ceea ce faci și în profesia de jurnalist. Noi ne mândrim cu fiecare dintre corespondenții noștri în teritoriu. Ciprian? Și mesajul meu este legat de oameni, Maria, pentru că din punctul meu de vedere, și cred că s-a discutat în seara asta într-un fel, există o adevărată familie în ceea ce privește oamenii din radio. Suntem ca într-o familie cu toții, suntem oameni care, din punctul meu de vedere, avem o anumită factură, poate un pic alta decât restul presei. Suntem poate oameni, să zicem, mai, nu știu dacă sunt foarte corect acum, dar poate mai așezați, mai civilizați, mai
omenoși, să spun, din punctele astea de vedere. Și cred că cei de acasă ar trebui să știe că suntem oameni de o anumită factură și chiar cred cu tărie acest lucru. Vin bipurile, Cip. Da, gata, am terminat. Acum ești tu, Cătălin, hai repede. Da, e o singură dorință, să fim sănătoși. Și a doua, mi-aș dori să realizez un matinal din vârful. Spun doar atât, vă pupă tata, hai România. Mulțumim, Cătălin Cârnu, serviciul de noapte la final. Am descoperit povestea oamenilor de la microfonul radioului public, o poveste care sper eu va continua. Vă mulțumesc pentru prezența. Au fost împreună cu dumneavoastră Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Mariana Băjenaru și Dragoș Iancu, regizor emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele întregii echipe vă mulțumesc pentru atenție. În câteva momente știrile orei 2 la Radio România Actualități.